Consiliul Europei susține decizia autorităților de la Chișinău de desfășurarea unui referendum constituțional. În același timp, Alianța de Guvernare va ține cont de recomandările Comisiei de la Veneția. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției la un briefing. A fost salutat înalt efortul depus de autoritățile moldovenești pentru identificarea unei soluții pentru depășirea crizei constituționale. Domnul secretar general al Consiliului Europei a reiterat încă o dată susținerea sa pentru organizarea unui referendum constituțional în luna septembrie și alegerilor anticipate în luna noiembrie, ca unică soluție pentru depășirea crizei. Prin urmare, ca și o concluzie generală, în luna septembrie, în mod absolut legal, Guvernul Republicii Moldova urmează să organizeze referendumul constituțional, iar în luna noiembrie urmează să aibă loc alegeri anticipate. Ministrul a mai spus că europenii și-au reafirmat în cadrul reuniunii de ieri a Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei susținerea ideii de desfășurare a unui referendum constituțional în Republica Moldova. Potrivit lui Tănase, Comisia de la Veneția nu a avut niciodată o poziție critică cu privire la referendumul constituțional, iar revizuirea Constituției a fost lăsată la discreția guvernului. Totodată, ministrul a precizat că la 4 iunie Comisia de la Veneția împreună cu OSCE nu au discutat problema organizării unui referendum, ci despre proiectul de modificare a codului electoral prin care să fie adoptată o nouă Constituție prin plebiscit național. Recent, Alianța pentru Integrare Europeană a anunțat oficial că referendumul va fi organizat în septembrie, iar alegerile anticipate și prezidențiale în luna noiembrie. Secretarul Consiliului Europei, aflat într-o vizită oficială la Chișinău, a declarat atunci că poziția Alianței este sprijinită de structurile europene, inclusiv de Comisia de la Veneția.